Pe 18 martie 1906, Traian Vuia a realizat în premieră mondială un zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. Aparatul de zbor a fost poreclit liliacul din cauza formei sale și cântărea 250 de kilograme. După ce a accelerat pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de un metru și a zburat pe o lungime de doar 12 metri. După aceea, din cauza vântului, paletele elicei s-au oprit, iar aparatul a aterizat.